Salvatorul. Într-o zi aspră de iarnă, în care zăpada era viscolită de un vânt foarte puternic și gerul era cumplit, un angajat al unei cabane din Munții Alpi ieși din adăpostul său. Vântul aproape că-l dobora de pe picioare. Cu greu se îndreptă spre cușca lui Ralph. Acesta era un uriaș câine Saint Bernard, cântărind cam 90 de kilograme. Când se ridica pe labele din spate, avea o înălțime de 2 metri. Ți-ar fi oare teamă să întâlnești un astfel de câine? Ei bine, Ralph nu făcuse nimănui niciun rău. Dimpotrivă, el fusese dresat să salveze oameni. Cine avea nevoie să fie salvat de el? Vei vedea imediat. Munții Alpi sunt cei mai înalți din Europa. Acolo este tot timpul iarnă și zăpada nu se topește niciodată. Mulți turiști se rătăcesc prin munții aceștia și în scurt timp pot muri din cauza frigului. Iată de ce puternicii câini Saint Bernard sunt dresați și trimiși în misiune să caute oameni rătăciți sau doborâți de frig și să-i salveze. Ei bine, Ralph era cel mai bun câine salvator. Nu știu dacă tu ai salvat până acum pe cineva de la moarte, însă Ralph salvase 67 de oameni deja. Îți dai tu seama câte recunoștință aveau acei oameni împreună cu familiile lor pentru acest câine deosebit? Cabanierii și toți lucrătorii de la Salvamont îl iubeau de asemenea foarte mult pe Ralph. Iată de ce bărbatul care se pregătea să-l trimită pe Ralph în misiune se întreba acum dacă nu e prea aspă vremea de afară, chiar și pentru Ralph. N-ar fi vrut să-i se întâmple ceva rău. În timp ce mângâia blana deasă, Ralph îl privea drept în ochi pe stăpânul său, parcă întrebându-l: ce dorești să fac pentru tine? Sunt gata să fac orice mi-ai cere. De atâția ani de când îl avea pe Ralph lângă el, omul acesta ajunsese să-l iubească foarte mult pe acest câine deosebit de credincios și ascultător. Totuși, ceva îi spunea că trebuie să-l trimit în misiune. Dacă pe undeva, prin zăpad, zăcea un om fără ajutor? Hai, Ralph, hai, băiatule! Trebuie să pleci la treabă! Drept răspuns, Ralph îi linse de 2 ori mâna stăpânului, apoi, cu pași domoli, dar hotărâți, ieși din cușcă. Se uită mai întâi în diferite direcții, apoi se hotărâ să apuce pe poteca ce ducea spre pârtia de schi. Vântul bătea cu multă putere, iar zăpada viscolită îi intra în ochi bietului câine, dar acesta nu dădea înapoi. Lupta lui cu zăpada și-a meritat efortul, deoarece după o oră de căutări, el a găsit un om căzut sub zăpadă. Să fi murit oare? Ralph se apropie repede și cu mirosul său foarte fin simți că omul încă mai respira. Imediat, câinele îi linse mâinile și fața pentru a-l încălzi puțin. În multe cazuri, omul își revenea prin aceasta, iar apoi, ajutat de câine, mergea până la cabană. Alteori, când omul era prea obosit, câinele dădea alarma la cabană și atunci veneau cei de acolo în ajutor. Acum însă, omul nu se mișca deloc, iar distanța până la cabană era prea mare, nu era timp de pierdut. Așa că Ralph trecu la o altă soluție, pe care o aplica în astfel de cazuri. Cu multă grijă, el își întinse corpul mare și îmblănit peste omul înghețat, ca să-l încălzească mai bine. Vântul rece îl lovia pe bietul câine fără milă, dar el stătea cu răbdare acolo, în așteptarea unui semn de viață din partea omului. Câtă bucurie a simțit el atunci când omul a început să miște puțin câte puțin. Într-un târziu, omul a deschis ochii. El nu înțelegea însă unde se află. Când a văzut deasupra lui câinele uriaș, s-a speriat. Era convins că este un lup. Fără să judece prea mult,
Cu o mișcare bruscă și-a scos cuțitul de vânătoare și l-a împlântat adânc în pieptul lui Ralph. Câinele a scos un urlet sfâșietor. Ar fi putut atunci să-l muște de gât pe acel om nerecunoscător, dar el nu i-a făcut niciun rău, ci s-a ridicat, clătinându-se, și a început să-și croiască drum încet, cu greu și cu dureri mari, spre adăpostul de salvare, adică spre cabană, ca să-l conducă acolo pe om. În urma lui rămânea pe zăpadă o dâră roșie de sânge. Omul care fusese salvat și-a dat seama de ceea ce făcuse și a început să plângă. El a venit să mă salveze, iar eu, spunea el. Lacrimi mari îi brăzdau obrajii. Cu greu, el s-a ridicat, mergând după urmele câinelui. Atunci când Ralph nu se mai vedea, el se orienta după urmele de sânge din zăpadă. Ralph a căzut imediat ce a ajuns la adăpost. Cabanierul, cutremurat de suferința câinelui, a chemat ajutoare, care l-au luat în brațe și l-au pus pe o masă mare din holul cabanei. Sângele curgea fără încetare din pieptul lui Ralph, cu toții plângeau, în timp ce Ralph le lingea rănile. În acel moment, cu fața răvășită de durere, a intrat pe ușă omul care fusese salvat. El s-a aruncat în genunchi lângă Ralph și, fără să țină cont că se adresează unui câine și nu unui om, a început să spună: "Iartă-mă, iartă-mă!" Într-un târziu, neputincios, el a început să mângâie blana câinelui. Atunci a fost dat să trăiască un moment deosebit. În timp ce îi mângâia capul, Ralph a lins mâna omului, aceeași mână care a înfipt cuțitul în pieptul său. "V-a iertat," i-a spus atunci cabanierul. "Cred că eu n-aș fi fost în stare să vă iert, dar iată că el poate." În clipa aceea, câinele și-a lăsat capul într-o parte. Murise. Aceasta este o istorisire adevărată și emoționantă și ea ilustrează foarte bine ceea ce a făcut pentru noi Domnul Iisus Hristos. El se bucura de toată slava pe care îi dădeau îngerii din cer, iar adăpostul lui era mult mai minunat decât adăpostul din care Ralph a plecat în ultima lui misiune. Din nefericire însă, noi eram pierduți și rătăceam pe căile păcatului, ca acel om care se pierduse prin munți. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare se vedea de drumul lui, cum spune în Isaia 53:6. Ca și în cazul lui Ralph, bunătatea Domnului Iisus a fost răsplătită de către oameni cu lovitură de moarte. În loc să fie recunoscători, oamenii l-au răstignit. Ca și Ralph, el și-a dat viața ca să o salveze pe a noastră. Domnul Iisus ar fi putut să se răzbune pe oamenii aceia nerecunoscători, dar El vrea să ne conducă înspre acela de post de salvare din cer, pe toți cei care ne încredem în El și mergem pe urmele pașilor Lui, marcate cu sângele nevinovat. Ca și omul din întâmplarea noastră, și tu trebuie să-ți regreți păcatele și atunci vei primi iertarea Domnului Iisus, deoarece El te iubește nespus de mult. Cât știți că nu cu argint sau cu aur ați fost salvați, ci cu sângele scump al Domnului Iisus Hristos. Amin.